Bună ziua, dragi prieteni, astăzi este luni și am venit să mă apuc de această cameră, o să dau ultima mână de decret de finisaj, CT-127 de la Ceresit și vreau ca să mă urmăriți dacă vă place ceea ce fac. Săptămâna aceasta cred că o să termin cu absolut toate camerele de zugrăvit, o să trebuiască să torn și niște șape autonivelate de jos. Și nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, dacă vă place clipurile mele, nu uitați să vă abonați și să fim cât mai mulți. Vă las să mă urmăriți cu drag. Iată, dragi prieteni, că am terminat și tavanul de făcut. Nu prea se vede foarte bine, dar a ieșit perfect. Mai am și aici acest tavan și tavanul acesta. Tot la fel de dat ultima mână. Afară este foarte frig. Și din această cauză pereții nu trag prea repede. Am înțeles că astăzi o să și plouă. Dar săptămâna aceasta sper să termin aceste patru camere. Două camere, un hol și o baie. Am început să trag plasă în spatele la șimneu. Pentru că o să pun niște gresie pentru a proteja peretele de căldura șemineului. Am pus și plinta pe sus, bagheta de polistiren și acum o să urmeze să trag plasă cu adeziv și pe urmă o să pun gresie. Am trasat un model cât de cât să fie frumos și acum o să pun plasă.
turnat și o șapă din nisip și ciment, am îndreptat puțin jos pentru că era foarte strâmb. Apoi, după ce se usucă, o să turn șapa autonivelantă. Colțul acesta de aici a fost lăsat. Cine a turnat, a turnat strâmb. Și aici am făcut, cum vă ziceam, gresia pentru șemineul care l-are, protecție la perete. Și o să mai trebuiască să mai fac și jos. Aici, ori pe semirotund, ori drept, vedem cum o face un țoclu așa de 10 cm unde vine șemineul. Dar asta cred că mâine. Aștept să usuce și pereții. Am pus și bagheta pe sus, cum v-am spus și astăzi. Iar apoi zugrăvici, să usuce parchetul și tot ce mai trebuie. Nu uitați să vă abonați dacă vă place ceea ce fac și dacă aveți nelămuriri, îmi lăsați în comentarii jos și nu uitați de clopoțel. O seară bună vă doresc, la revedere!